seama că nu avem cuvinte, nu. Pur și simplu de asta chiar nu putem să explicăm, nu avem nicio scuză, nu avem absolut nicio, nu știu, vina ne aparține în totalitate. Din punctul meu de vedere, cu meciul de astăzi poate s-a încheiat un drum, un ciclu, din păcate. Pentru că terminase în iarna, luna decembrie, la un punct de primul loc. Să ne facem analiza fiecare și să vedem ce avem de făcut mai departe. Numai mercenari, numai comisioane. Toate ciurucurile de la Liga 1 au ajuns la Ploiești. Toate ciurucurile de la Liga 1. Cu amator nu se poate face performanță. Aduceți profesioniști care se pricep să facă o echipă și care nu ascultă, nu pleacă urechea la impresari. Deci petrolul nu i-a luat Veolia, nu i-a luat nimeni, petrolul i-a Ploieștiului. Exact. Au suportat. Când ați venit aici, vă spun eu, domnul Dragoș, cu doamna juristă și cu toată lumea, ne-ați promis mare și să ne sus acolo. Ne-ați vorbit atât de frumos, exclus cu costume ați fost toată lumea. Ne-ați vorbit frumos că facem, că trecem și toate bunici frumoase. Când m-ați văzut la cârmă, ne-ați dat la parte pe toți. Ne-ați scos din acte și v-ați văzut cum ați văzut voi. Noi ne-am pierdut ani din viață. E frumos să vorbim cu trecătile noi acasă. Vorbim cu trecătile, am pus pot barieră. Dar asta care se face pe aici și alea, aia ne provoacă. La fiecare. Mă vedeți pe mine că n-am de acord, nu e nicio problemă, toți greșim. Dacă greșeam pe sabia, să zic, al lui domnul Muțescu, al lui oricine altcineva, nu era problemă. Dar să ducă bani, nu se ia bani înapoi. Să bagă aici, îți dau un exemplu, 500.000 de euro și se ia 7 milioane, nu? Bă, îți dau așa un exemplu. Așa cine? Se vrea toată lumea aici. Nu vrea performanță, nu vrea nimic. Deci aici se spală mâini. Deci ideea de finanțator înseamnă că bași bani și nu iei bani. Veolia n-a luat un leu. Nu, au alte avantaje, da. Veolia n-a luat un leu. Am înțeles, au alte avantaje. Ce avantaje au? Ce mai multe avantaje. Reclame și alte alea. Gata, poate să facem copii. Ce faci? Să facem copii acum, să știm gata. Dar de ce vorbim cu Dregrati, domnul Mihailovic? Dar lasă-ne cu mine. De ce acum? Rămâne, ia 4.000 pe Dregrati. A doua etapă. A jucat 36 de minute și ia 4.000 pe Dregrati. Vorbiți cu domnii ăștia care sunt de lor. Cine a dus jucătoria asta? Asta nu e o voință, nu e obligat să promovăm. Cum adică ce voință să nu are să nu ce vrea să se legăsește? La promovare. Fiecare jucătorii ăștia cu iari să răspunde care te însumi, mă, băgăm aici, plan. Nu am zis niciodată că nu vreau să promovez, doamne. Nu, vorbim de Cristi Vlad și trebuia să facem mai de mult. Când am fost în Liga... Nu am spus dumneavoastră asta iarnă, că o să-l dați afară. De ce nu l-a dat? De ce afară? Dacă tu ce dădeați afară, vă spun eu că pe toată pe primul loc. Băi, băi, profesore, gata, încheiem discuții, s-a înțeles. Eu vă spun în următor. Deci dacă următoarea etapă, cu avem deplasare sau acasă, Cristi Vlad a plecat și n-a semnat, vă promit eu că nu mai este tot stadionul. Va să intre tot nu, noi mai promovăm. Ne ducem cap echipa noi. Deci pleacă toată lumea. Și va pleca de aici pe tot bune acum. Nu poate să poți că e camera cu ele. Nu mai stai aici Cristi Vlad. Deci acum vrem să facă demisia și să se dea singur. Deci la următoarea etapă care avem acum de pasare, el să nu mai existe ca președinte. Deci și din acte. Vrem să vedem negru pe alb. Noi am mai cerut, mai făcut o scrisoare la voi. Să ne faceți și nouă un plan că acum s-au cheltuit banicele și nu s-a răspuns la niciunul. Pe asociație am făcut. Ce aici nu poți să spui că nu l-ai primit-o. Ai primit-o? A, clubul. Și cine morții lui are acces la clubul ăla? Eu? Și atunci... Am înțeles, pentru că am plecat. Dar nu puteți să-mi dați jos, puteți să-mi dați jos, puteți să-mi dați jos. Puteți să-mi vină cu jucători care n-au jucat una de zile. Ok. Iar s-a zis. Ce făcut? Ce s-a terminat? Puteți și la promovarea, mă, să-mi pula.
mai vă Cristian Pașca așa pe ridicul la resemnăm sau facem ce mă asta? Dar ne-am resemnat cu noi. Păi eu mă întreb acum. Eu nu m-am resemnat la Robi. Am avut dreptate, nu, ce ați greșit dumneavoastră, că nu le-ați ascultat. Pentru că v-am băgat dreptii din banul vechi și v-am bărigat. Asta e când am și eu cu gura asta mea ceva. Doamne Mihailovici! Asta e dacă te dați afară, asta acum pe... Doamne Mihailovici, dar nu v-ați săturat ca să spuneți mereu că matematic. Noi nu batem, deci noi nu batem pe nimeni și matematic. Ce înseamnă asta matematic? Că nu batem. Matematic sunt 4 puncte față. Asta că nu batem pe nimeni ce... Și în returnul este de cei mai slabi. Ce matematică aveți, doamne Mihailovici, că noi nu mai suntem în stare, te bate pe Dacocetica, pe cine? Matematic! Sunt final! Băi, conducerea voastră, asta e cel mai slab bloc al petrolului. Cel mai slab, cel mai slab. Vă vedem la pensia! Încă o dată, nu e o problemă, mai stăm un an în B. Mergem înainte, că suntem pentru ei, dar vă rugăm frumos, vrem transparență și corectitudine față de noi. Dacă voi aveți față de noi, noi vrem față de voi. Și un președinte la anul care să... Un președinte dem vrem atât. Pentru petrolul, nu pentru... Și profesionist! Că nu suntem metalurgi, nu suntem nimeni. Atât. Și am încheiat o discuție, gata. Suntem noi, petrol, suntem noi!